Pentru a se mai răcori în zilele în care temperaturile sunt ridicate, gorjenii aleg piscinele din județ, dar și râurile și bălțile. Din păcate, scăldatul în locuri neamenajate aduc și neplăceri, pentru că există riscul să se aleagă cu boli de piele. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Ramona Oprea, a precizat cele mai întâlnite afecțiuni. Acest pacient prezentau diverse erupții la nivelul tegumentului. Am constatat cazuri de pityriasis, impedigo și diverse verugi plantare. Comparativ cu anul trecut, nu s-a constatat o creștere a numărului acestor patologii. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, comisarii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj au verificat toate piscinele din județ. S-au descoperit și nereguli, motiv pentru care s-au aplicat sancțiuni. Principalele probleme au fost legate de afișaj. Ca abate constatate putem enumera neafișarea în mod vizibil a marcajului privind adâncimea apei, lipsa afișare cod unic de înregistrare, lipsa avertizment în legătură cu eventualele pericole, precum și tarifele nefiind afișate în mod vizibil și într-o formă neechivocă ușor de citit. Pentru neregulile descoperite la piscinele din județ, comisarii instituției au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 16.000 de lei.